Cum vedeți succesul? Care e părerea noastră? Succesul. Profit. Pe termen lung. Alt cuvânt care definește succesul. Bunăstare. Bunăstare. Motivare. Motivare. Succesul, spunea un profesor, egal cu oportunitate înmulțit cu competență. Deci nivelul de succes este dat de înmulțirea oportunității cu competență. Da? Sunteți de acord? Da. Deci am un succes mai mare, ori dacă e o oportunitate foarte mare și chiar cu o competență redusă, obțin succes, da? Adică, unii dintre dumneavoastră, chiar dacă n-au o competență deosebită, dar dacă au o ocazie, un noroc sau o ocazie, da? Au succes. Și sunt mulți oameni de succes care n-au mari competențe, dar au avut o oportunitate. Da? Au avut un noroc sau o calitate sau ceva, o resursă și așa mai departe. Sau sunt oameni care n-au oportunități, chiar în condiții foarte grele, fiind foarte competenți, au succes. Da? Sunteți de acord? Un profesor a definit asta. Succes egal cu oportunitate mulțit cu competență. Și acum hai să înțelegem mai adânc. Lucrurile trebuie înțelese foarte adânc. Dacă vreți să le puteți aplica sau să vă puteți comporta în acest sens, da? Trebuie să le înțelegeți în profunzimea lor. În profunzime. Orice cuvânt care îl folosiți, e bine să-l înțelegeți profund, chiar dacă el pare cunoscut la prima vedere. Da? Haideți să presupunem că succesul, să-i dăm o valoare, 1 să spunem, sau 100 sau 1 milion, da? Poate să fie în termen de profit, în termen de bunăstare, în termen de ce vreți dumneavoastră. Îi dăm valoarea 1. Și facem o reprezentare a acestui produs, oportunitate și competență. Ați terminat 10 clase cam toată lumea. Da? Da, bun. Deci avem, pe o axă avem oportunitatea și pe cealaltă axă competența. Deci axa OX și axa OY, ca la școală, da? Ați mai văzut sistemul ăsta de axe și aici e 0. Da? L-ați mai văzut, da? Bun. Sigur l-ați văzut, dacă ați terminat 10 clase. Bun. Care este graficul produsului X ori Y egal cu 1? Adică oportunitate mulțit cu competență să fie constant. Da? Care e graficul produsului constant? O funcție produs. Sau invers. Funcția Y, să zicem că ăsta e axa Y, egal cu 1 supra X. Care e graficul? Vă mai aduceți aminte? Da. Da. Într-adevăr, probabil dacă dăm testul ăsta la un american care a terminat 9 clase, îl știi. Sistemul lor fiind foarte prost. Cum spune toți profesorii noștri care îi vedeți la televizor, spun, sistemul lor e prost, că noi avem campioni. Da? Bun. Noi avem oameni care se duc la olimpiadă, dar în schimb sunt anumite lucruri de bază care, din păcate, traversăm liceul, traversăm facultatea și nu le știm. Dar lucruri extrem de simple și de bază. Da? Deci felul cum variază un produs și cu rezultat constant e important. Asta se aplică în viață, peste tot. Deci sunt două variabile și o constantă. Două lucruri înmulțite care țin o constantă. Și graficul se numea hiperbolă. Unii dintre dumneavoastră cred că știați și v-ați adus aminte, da? E o hiperbolă, da? Asta ce înseamnă? Că diverse perechi de oportunitate 1 cu competență 1, mulțite, dau același lucru, da? Uitați aici. Oportunitate 2 ori competență 2. Deci observați, dacă oportunitatea e mare, competența e mică, le mulțesc, da? Și stau tot pe curba asta. Dacă oportunitatea scade și competența crește, deci ăsta e sensul de creștere, da? Și așa, da? Observați că mă mențin tot pe curba asta. Cumva area asta, suprafața asta și suprafața asta sunt egale. Deci sunt două dreptunghiuri, să zicem, dar tot timpul suprafețele sunt egale. Deci dacă iau un punct mereu aici și mă duc cu perpendiculare pe axe, o să-mi dea suprafețe constante. Acela e succesul. Da? Deci produsul celor două îmi dă un succes constant. Deci oricât mă aflu, ăsta e succesul constant, să zicem, egal cu 1. Dacă va fi egal cu 2, curba se îndepărtează de 0, se duce încolo. Deci creșterea succesului e cumva așa. Da?
De ce vreau să vă fac lucrul ăsta? Să vă arăt lucrul ăsta. Deci observați, e ca în viață. Ori aveți o oportunitate mare și o competență redusă, succesul rămâne la fel. Dacă cumva scade oportunitatea, deci e criză, cum spunea domnul vicepreședinte, dacă măresc nivelul de competență, da? Succesul rămâne.